Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la o nouă întâlnire pentru Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru. În următoarea oră vă propun o discuție legată de istorie, dar bineînțeles istorie ancorată în prezent și cu gândul la viitor. Invitatul meu de astăzi este părintele Fabian Doboș, profesor de istorie, istoria bisericii chiar, la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași. Părinte, bună revenire în studioul RCIS FM. Vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiți astăzi invitatul meu, pentru că știu că veniți des în studioul RCIS FM pentru emisiunile pe care le faceți. Prietenii noștri vă cunosc deja, mai nou acum realizați și emisiunea Dialoguri de Suflet, o nouă provocare care vi s-a adresat de către echipa RCIS FM. Cum ați primit această provocare de a intra seara în dialog cu cei care urmăresc postul de radio? Probabil cei care mi-au propus acest lucru știu că sunt bun de gură și am primit-o ca atare, în sensul că întotdeauna mi-a plăcut și să ascult, dar și să vorbesc. Și cred că într-o emisiune de felul acesta, Dialoguri de Suflet, înainte de toate, clar, trebuie să asculți cu o ureche vocea lui Dumnezeu, bineînțeles, cu cealaltă vocea omului care îți vorbește și apoi, după un scurt discernământ, dacă se poate, da și un răspuns, bineînțeles. Din experiența pe care ați acumulat-o până acum, cam cât de deschiși credeți că sunt credincioși în a-și exprima, nu știu, poate nelămuririle, de a adresa întrebările care îi neliniștesc în cadrul unei emisiuni? Pentru că e una când ei poartă această discuție în scaunul de spovadă, într-o discuție în patru ochi sau, nu știu, undeva într-un cadru restrâns și e alta să adresezi o întrebare, o temere, o nedumerire public, pe un post de radio. În opinia mea sunt chiar foarte deschiși, mai ales tinerii și în special în ultimii ani, pentru că nu mai au acea reținere pe care o aveam eu, de exemplu, când eram tânăr sau copil față de un preot, față de biserică, față de paroc și așa mai departe. Vorbesc foarte clar, deschis, pun probleme destul de serioase și ca atare așteaptă răspunsuri pe măsură. De aceea, în momentul în care eu am acceptat să realizez și această emisiune, mi-am pus problema dacă sunt capabil să dau răspunsuri la problemele pe care oamenii mi le așează înaintea ochilor și chiar nu este ușor, vă spun. Credeți că există răspunsuri greșite vreodată? Da. Și cel mai mult mi-e frică de răspunsurile de tip erezie. Tocmai pentru că predau istoria bisericii, eu încerc să calculez fiecare cuvânt pe care îl spun și la curs, și la radio, și la predică în mod special și sunt foarte critic înainte de toate cu mine însumi, dar și cu ceilalți. Tocmai de aceea încerc chiar să corectez persoana care îmi pune o întrebare, în sensul că întrebarea nu trebuie să aibă nimic greșit în ea, trebuie să fie clară și răspunsul va fi pe măsura întrebării. Știu că acordați foarte mare importanță calității cuvintelor și exact Clarității lor. Îmi spuneați înainte de emisiune că n-ați făcut vreodată o predică mai lungă de 10 minute. Nu, în ultimul timp. Am făcut-o așa. În general, o fac scurtă, deși mi-e place să vorbesc, spuneam, pentru că mi-e milă de urechile ascultătorilor, ale credincioșilor noștri. Mi-e milă de aceste urechi care poate nu simt cum simt eu lucrurile. Nu știu, ascultători care nu mă simpatizează, nu empatizează cu persoana mea sau cu ceea ce spun. Nu, la hramuri, știu eu, atunci când este vorba despre o sărbătoare. Dar la modul general, 10-15 minute, cred că ajung. Cred că e o provocare mai mare pentru sfinția voastră, pentru că a sintetiza și a strânge în câteva cuvinte de calitate ceea ce vrei să transmiți, nu e o... De altfel, între noi preoții se știe că atunci când faci o predică lungă, nu ești pregătit. Spui de toate și nu spui nimic. Alungi-te aiurea, exact. E vorba din popor, nu? Alungi-te aiurea. O lălăiești, se mai spune așa mai practic, mai plastic vorbind. Dar un om, când se pregătește la o predică, chiar dacă nu are foile în față sau schema, știe ce are de spus. Începe frumos și știe cu ce termină. Între timp, spune cel puțin o idee, două, maxim trei, clar explicate aceste idei și atât. De ce trebuie să lungim? Părinte, știu că în mare parte v-ați format la Roma și nu în România. Vorbim despre studii. V-ați finalizat și ați aprofundat studiul la Roma. De acolo credeți că ați tras acest stil de a privi lucrurile? Da, fără dar și poate și în mod special de la Sfântul Ioan Paul al II-lea, pe care am avut marea onoare să-l cunosc, dând de mai multe ori mâna cu el, fiindu-i 98 diacon la o liturghie
de pregătire a Marelui Jubileu, mergând deseori, bineînțeles, în Vatican, la diferite slujbe, audiențe pe care el le ținea. Și e clar că de acolo mi s-a înfiripat această dragoste, cred, și pentru istoria bisericii, de altfel, istoria mie îmi plăcea de mic copil. Dar ajungând la Roma, 95, pe 24 august, mi-am impus în acel an, 95, ca în fiecare duminică să vizitez pe jos, să merg pe jos, să vizitez câte o biserică. Sigur, n-am reușit să le vizitez pe toate, dar cele mai importante. Iar în ziua de 20 ianuarie, când este Sfântul Fabian, mergeam tot pe jos la mormântul Sfântului Fabian, pe Via Piantica, la catacombele Sfântului Calixt. Și mă întorceam deseori cu autobuzul, pentru că făceam multe ore până acolo. Exact. Dar probabil de acolo mi se trage. Pentru că l-ați menționat pe regretatul papă Ioan Paul al II-lea și pentru că ați avut ocazia și norocul, îi spun eu, de a fi aproape. Nu sunt de acord cu cuvântul regretat. Nu este regretat. Regretatul în sensul că nu mai e doar între atât. Noi. Așa da, este da, exprimarea da. La modul general, nu mi-aparține. Ce v-a mai rămas de la acest papă atât de mult iubit? Privirea. Privirea dincolo de capacitatea sa intelectuală, sfințenia, privirea întotdeauna m-a atras la el, pentru că eu l-am cunoscut pe când el era deja oarecum în vârstă, să spunem, din 95, nu? Dar avea acei ochi care te pătrundeau și îți vorbeau. Putea să tacă, să nu scoată niciun cuvânt, dar el vorbea cu privirea. De altfel, atunci când am concelebrat ca diacon cu el, mi-aduc bine aminte, am făcut o greșeală mică. De fapt, nu era greșeala mea, era greșeala ceremonierului, pentru că făcusem pregătire și miercuri și sâmbătă, câteva ore, deci, pentru liturgia de sâmbătă seara, atunci a fost așa. Dar ceremonierul nu mi-a spus că trebuie să iau patena din fața papei și să o întind primului cardinal în momentul împărtășanei, așa. Iar papa nu s-a întors către ceremonier, ci către mine. Și modul acela în care m-a privit era să mă dea pe spate, cum se spune, dar ceremonierul din spatele meu mi-a suflat: mergi, mergi și ia-i patena. Cu alte cuvinte, cu un ochi mă certa pentru că greșisem ceva, chiar dacă nu era neapărat greșeala mea, dar cu celălalt ochi am simțit o îmbrățișare sfântă. Și o blândețe. Și iată că v-a rămas acest lucru. Ce ați simțit când a murit papa Ioan Paul al II-lea? Știți că se zice că o lume întreagă era mai a plâns și a fost la acolo. Catedrală. Erați aici vicar atunci și? La 9:37 seara a murit. Ieșeam din catedrală. 5 aprilie mică. Sau 2? Ajutați-mă, 2, istoricul. 2 aprilie, 2. În ziua de 2 aprilie a murit. Da, a doua zi. Și ieșeam din catedrală mică în 2005, suntem, da? La 9:37. Ieșeam, nu știam că murise. Imediat ce am ieșit din catedrală mică, o doamnă pe care o cunoșteam, ortodoxă, cu lacrimi în ochi, mi-a spus: părinte, a murit. Știam despre cine e vorba. Da. Am venit în Palatul Episcopal, în camera mea, m-am învârtit vreo 10 minute gândindu-mă la persoana care murise, la Ioan Paul al II-lea, și mi-a venit deodată un gând: ce-ar fi să sun tinerii de aici, de la catedrală, din Iași, pentru că mă știam și cu cei de la Sfântul Anton, cu cei de la Sfânta Tereza, să facem cumva o întâlnire, o rugăciune, dar mi se părea o idee prea îndrăzneață. Totuși, imediat după 10, am primit un telefon, nu vreau să-i dau numele, poate mă ascultă acum, de la un tânăr, acum, familist, de la Sfântul Anton, acest tânăr, deci m-a sunat pe la 10 și ceva, era noaptea, în aceeași seară, deci, și zice: părinte, ați auzit, nu știți? Zic: da, ce facem? Părinte, am o idee. Ce ar fi să ne anunțăm în seara asta, noaptea asta, între noi și să ne adunăm noi tinerii din Iași în catedrala mică? Zic: băi, mi-ai luat gândul, eu am avut această propunere în mintea mea, dar mi-era oarecum să sun pe cineva la ora 10. N-am îndrăznit, exact. Atât, am primit telefon de la acest tânăr, am sunat pe cineva de la Sfânta Tereza și începând cu ora 12 am început rozariul în catedrala mică, o catedrală plină de tineri. Asta s-a întâmplat atunci când am murit Ioan Paul al II-lea. După aceea am avut ocazia să merg la beatificarea și la canonizarea lui împreună cu diferiți prieteni, cu atât mai mult cu cât cunoșteam cât de cât Roma, după 8 ani de Roma. 8, erau 5 atunci, după aceea am mers pentru asta. În sfârșit, aveam atâția și atâția prieteni care deja erau parohi în Roma și
cred că la canonizare în 2014, pe 27 aprilie, s-a întâmplat milioane de oameni, nu știu câți erau. Eu am prins loc la vreo un kilometru de piața San Pietro și vedeam cam un sfert din ecranul cel mai apropiat, să zicem, din cauza mulțimii, lângă Castel Sant'Angelo, undeva în zona aceea. Am locuit în seara precedentă la un prieten care era și este paroh la Roma și acum, în aceeași parohie din totdeauna. I-am spus înainte cu o seară, dacă vrei să mergi tu la canonizare, mergi, că eu țin locul aici în parohie. Și mi-a zis, nu sunt nebun, tu ai venit special din România, mi se pare corect. Bun, după liturgia de canonizare, m-a sunat acest prieten, pentru că am mers direct la aeroport, nu ne-am mai văzut, cred că până în ziua de azi, da, nu ne-am mai văzut de atunci, și m-a întrebat, cum a fost? Zic, Stefano, a fost mulțime de oameni, i-am povestit că am prins mai un mic fragment dintr-un ecran și i-am mai și povestit de doi tineri și povestesc și acum cu mare drag ascultătorilor noștri, el și ea, probabil sau soție, nu știu, logornici. Ea era destul de scundă, el înăltuț, el vedea, evident, aproape tot. La care ea, respectiva tânără, îi spune, dacă știam că e atâta lume, mai degrabă stăteam acasă. Iar el, privind-o de sus, zice, da, dar atmosfera... Exact. Extraordinar. Și discuția cu acest domn Stefano, colegul meu, a continuat în felul următor. Dar vremea cum a fost? Pentru că ploase toată noaptea și toată dimineața. Și zic, păi, a fost soare în timpul celebrării. La 10 fără 5 a încetat să plouă. Și a râs la telefon și mi-a zis, Fabiano, adu-ți aminte, de câte ori am fost noi la San Pietro, sau a venit Papa în seminar și venea o dată pe an, de câte ori a ținut el vreo audiență sau vreo slujbă, a plouat vreodată? Pentru că nu știu. Și el mi-a zis, nu, niciodată. În San Pietro, în piața San Pietro și deci, în bazilică, în aula Paolo VI și așa mai departe, oriunde a ținut el discursuri, nu a plouat niciodată. Și zic, Stefano, tu glumești? Nu. Eu pe papa ăsta îl cunosc de când am lucrat în jandarmeria Vaticană. Era și medic, este medic, acest preot. A lucrat în 78, lucra în jandarmerie și era de față când a fost ales papa, Ioan Paul al II-lea. Și cu colegii lui și-au pus întrebarea dacă din momentul în care a fost instalat prima liturghie inaugurală, să spunem, pe 22 octombrie 78, până când a murit, a plouat vreodată. Niciodată. El mi-a spus și îl cred, pentru că eu mergeam cu el în Vatican, cum aș intra acum în catedrala din Iași. Nimeni nu-mi cerea nimic. Dacă mergeam cu un alt, știu eu, preot, monsignor, trebuia să fac legitimații. Dar pe el cunoșteau toți. Vedeți, o mărturie. Cum le așează și cum se întâmplă. Da. Mi-ați povestit despre acea privire, care bănuiesc că vă însoțește și vă gândiți deseori la ea. Totdeauna. Dar până la acea privire, Părinte Fabian, ați trecut prin multe. Până să ajungeți la Roma, până să fiți acolo. Și mă întorc în timp la Săbăoani, locul în care v-ați născut, și vă întreb ce vă imaginați, ce privire v-a ghidat și v-a privit până să ajungeți sub privirea papei? A mamei, fără doar și poate. Aș putea spune privirea mamei, pe care o am încă prezent în fiecare clipă a vieții mele, și rațiunea tatălui, care tata avea și el, ca și mama, 4 clase. Însă tatăl meu a fost un om al cărții. Și ați învățat asta de la el? Foarte mult, foarte mult am învățat. Aveați cărți în casă, părinte? Mm-hmm. Pentru că știm, în timpurile acelea, puține erau familiile care aveau acces la cărți. Aveam, că le-am dibuit eu un pod, cărți de religie dinainte de 48. Și tatăl meu atunci mi-a tras o ceartă, soră cu moartea, ceartă, că de ce am dat peste cărțile pe care el le ascunsese, evident. Și a zis, tăticule, cred că era în clasa 1, nu mai știu, a doua maximă. Și zic, da, am văzut omul ăsta, așa era regele Mihai și cu motoul, ca să-i regale, nihil ține de eu, nimic fără Dumnezeu. Ei, și probabil tatăl meu a prins puțină încredere în mine și a început să-mi povestească. Dar stați puțin ca să lămurim de ce erau ascunse, din cauza regimului, exact, nu? Exact, da. Din cauza regimului, tatăl a ascuns acele cărți, astfel încât copiii nimeni să nu le vadă, să nu vorbească nici despre ele, să nu știe nimeni. Dar că el, desigur, că se ocupa de noi și probabil voia să le scoată când era, nu știu, era pe la liceu sau când era permis. Nu, nu, frații mei mai mari cu siguranță știau despre cărțile respective, dar eu aveam 6-7 ani maxim. Ei, și când a văzut că
are cine să-l asculte, tatăl meu a început să vorbească. Să planteze ușor, exact, ușor, exact, nu? Exact, da, da, da. Pe când mama, tot cu 4 clase, dar cu 7 copii, vă dați seama, n-avea timp de citit și de altele. În schimb, nu lipsea niciodată dimineața la Sfânta Liturghie mama mea. Mama. Da, tata era la șantier, la serviciu, n-avea timp nici spațiu. S-a chinuit mama dumneavoastră să vă insufle această dragoste față de biserică sau a fost ceva natural ce a curs, dat fiind probabil și de comunitatea în care ați crescut, o comunitate catolică? Sigur că s-a chinuit cu toții, nu numai cu mine. Dar cu mine i-a ieșit până undeva prin clasa 8-a, pentru că după aceea, așa cum se spune în popor, m-am golănit, mergând la liceul la Roman, era liceul 3, actualul Petru Poni, cred, se cheamă, profil electrotehnică. Și după aceea n-am mai avut cu cine să chinuie, pentru că eram toată ziua plecat. Dacă nu eram la școală, eram pe teren de fotbal. Rar mă găsea pe acasă. Mai dar ce, în momentul în care ați plecat de la liceu, v-ați și îndepărtat un pic de biserică și de zona aceasta spirituală? Cum vă amintiți? Da, nu neapărat de tot, dar nu mai mergeam. Nu în profunzime, sigur, ci doar nu practic. Nu mai mergeam zilnic la biserică, asta e clar. Rămăsesem, cred că, până la clasa 10-a ministrant, după care, mai ales după Revoluție, nu mai spunem că cei care am prins, eram în clasa 11-a, în 1989, la acel liceu. Ei, și după aceea, într-adevăr, a început golăneala, nu numai în cazul meu, cam toți liceenii. E vârsta critică. Ne golăniseam, exact. Și vârsta și libertatea, pentru că puteai să lipsești, dacă țin bine minte, 40 de absențe, dar cine le mai număra? Mai mult stăteam prin parc și așa, liceu este gard în gard cu parc, cu acest liceu pe care l-am făcut. Și într-adevăr a fost atunci un moment de cumpănă, pentru că tot liceul știa că eu o să fac facultate de fizică, având în vedere că luasem primul treapta a doua. De ce fizică, părinte? Aia, ce pentru că îmi plăcea modul în care prezenta această materie doamna directoare, spuneam noi, doamna Matei. O profesoară, după părerea mea, prin excelență, dar după 89 ea a plecat din liceul nostru și atunci a fost pentru mine un moment mai labil, să spun așa. Și chiar, apropo de fizică, în clasa 12-a, în ultimul trimestru, cum era pe atunci, am insistat, am vrut, am dorit să rămân și odată corigent la o materie. Nu știam ce înseamnă. Era asta. Ceva de bifat în da, viață, da, nu? Da, da, să fie odată da, corigent. Da, da. Ei, și am ales, desigur, fizica. Aveam pe primul 10, pe al doilea 10, evident. Eram, dacă nu chiar primul, printre primii în clasă. Pe al treilea trimestru m-am hotărât eu să rămân corigent. Și uitați așa, numai de 34, maxim vreun 5, dar nu cred, decât în teză, știu că îmi pusese o doamnă profesoară, în sfârșit, 5, care se mira, pentru că aveam note bune până în ultimul trimestru și deodată 3, 4, 5, tot liceul știa că eu merg la facultatea de fizică și m-a întrebat, dar nu mai mergi la fizică? Zic, ba da, păi nu-ți iasă media, mi-a spus. Cum să nu-mi iasă media? Păi uite, ți iasă 4, păi și ce nu-i medii 4? Ba da, dar tu ești de 4. Ei, și țin minte că m-a scos la tablă în ultimele ore din clasa 12-a și mi-a dat o problemă de clasa 9, de fegal cu emorea, cum îmi spuneam eu. Și i-am spus asta, dar m-am scăpat, pentru că n-aș fi vrut, eram destul încăpățânaș pe atunci. Și mi-a pus pe 3, 4, 5 de 9, nu mai știu ce note, mi-a pus că mi-a dat media 6 până la urmă, așa că n-am reușit. V-am încurcat, da, de fapt, mi-am încurcat. Șocoteala, cum se spune. Ce a urmat după, părinte? N-a urmat drumul spre fizică. Nu. Ba da, a urmat imediat. Am mers la facultatea de fizică în 91. Am uitat să spun că mama mea, eu fiind ultimul băiat din familie, mai o soră după mine, deci suntem 7, mama scosese de o grijă, pentru că ea tot insista să mă la seminar, mai ales după 89. Eu n-aveam absolut niciun chef și nicio dorință, pentru mine fizica era Dumnezeu. Și într-adevăr, am mers la fizică, am luat, nu cum să iau note acum, cu 6,44, undeva pe la mijlocul, mă rog, celor care au intrat, erau 40 de locuri, țin bine minte, dar noi eram sute și sute de inși, să nu spun mică. Nu mai țin minte, oricum, e diferență mare, acum pot să constat după 30 de ani că e foarte mare diferență între ce a fost în perioada aceea, acum 30 de ani, și ce este acum. Exact. Cu atât mai mult cu cât acum am fost în comisia de admitere vara asta și vă spun, bine, și din cauza pandemiei foarte puțini oameni, dar când auzeai câte un toc, zici, a, nu-i deșert pe aici. Pe vremea aceea, într-adevăr, se băteau să intre la facultate tineri. În sfârșit, în anul acela de fizică am locuit la căminul C2, primul semestru, C4 în al doilea, dar primul semestru a fost... Facultatea de fizică din Iași. Deci, din Iași, din ok. Alexandru Ioan Cuza, da. De aici. Și am stat în Târgușor Copoc, cum spuneam, în C2 și C4 anul acela. În C2 am locuit în cameră cu 4 filozofi.
Așa erau timpurile. Eu mergeam duminica la Sfânta Liturghie, mergeam, pot să spun, veneam, că acum stau în seminar, la ora 10 la seminar, unde aveam o grămadă de prieteni care erau seminariști. Dar nu aveam niciun gând să mă fac preot, nici pe departe. Până când... Și nici până în momentul acela n-a fost vreun gând, în afară de dorința mamei, care știm bine, nu, absolut niciodată nimic. Mi-a plăcut, mergeam la liturghie, mă rog, îmi vedeam de treaba mea. Și în acea cameră, vă spuneam, eram cu patru filozofi, unul mai înțelept, zic bine, înțelept, nu mai zic deștept față de mine. Și la un moment dat m-au virusat între ghilimele de filozofie și la un moment dat unul din colegi, Lucian, din Constanța, un tânăr de o lene întruchipat, în sfârșit, mi-a zis, ce cauți la biserică duminica? El se dădea mare ateu. Și zic, Lucian, așa m-am format, eu cred că Dumnezeu există. Adică, nici nu mi-am pus problema că n-ar exista Dumnezeu. Exact. El se autodefinea ateu. Că n-ai citit Cioran, că n-ai citit ăla, bineînțeles că față de mine aveau o cultură imensă. Eu eram fizica și o leacă de mate, să zicem. Și am și început. Și ce ați moștenit și preluat exact, de la părinți. Exact, era da. Obișnuință. Da, da, da. Și am început să ne certăm pe tema existenței lui Dumnezeu, până când am pus și omul pe carte și după multă lectură, zi și noapte, facultatea o lăsasem deja pe locul 2, am ajuns, cred că prin iarna lui 91-92, să citesc și Biblia și la un moment dat i-am spus acestui coleg, dar noi eram toți cinci într-o dispută continuă, dar acest Lucian, definindu-se cu care păstrați și ateu, astăzi legătura? Da, în Canada. Și păstrați legătura? Da, da, da. Ne știm foarte bine. Cu acest Lucian aveam ce aveam, că el se dădea mare ateu, mai era un tânăr care era deja inginer și acum făcea filozofia, Bogdan, așa. Ei, când am ajuns la Biblie și am terminat de citit Biblia, i-am zis, Luciane, eu rămân aici. Cum adică? Și atunci mi s-a născut dorința de a intra în seminar, după ce am citit atunci Biblia. Ei s-au mirat, ce vrei să spui? Zic, păi, cred că o să mă duc la seminar. Și prin pilele, printre ghilimele pe care le aveam la seminar, printre băieții din seminar care erau deloc din Săboani, era cineva care după aceea și lăsa seminarul, dar mi-a pus o pilă să vorbesc cu părintele Alois Bulai, care era pe atunci vicerector sau director la seminarul mic, care era atunci la Iași. Ei bine, după acea întâlnire vă dați seama că n-am mai putut să rezist sau să pun piedică acestei chemări și după 3 ore de discuție cu părintele Alois Bulai, 3 ore, ne vedeam pentru prima dată atunci. Mi-aduc și acum aminte foarte bine ultimele sale cuvinte. Fabian, dacă vrei să vii la seminar, noi n-avem spațiu, n-avem ce mânca, n-avem profesor, n-avem nimic, dar te așteptăm. Te primim și te așteptăm. Ei, vă dați seama, nu poți să nu ieși dintr-o discuție dintre asta cu ceva clar, concret. Ei bine, după aia merg acasă. De fapt, întâi în cameră, când le-am spus la colegii mei, au zis că am luat o razna, după vreo 2 zile, acest ateu Lucian, care avea o prietenă actuală sa soție, nu cunoșteam cu toții, era mereu printre noi, mi-a zis, știi că m-am gândit și eu să mă duc la seminar, mă fac și eu popă ortodox. Zic, nu, tu nu te faci popă ortodox, tu trebuie să rămâi cu Monica și gata. Celălalt Bogdan, de care m-am amintit, la fel, după anul respectiv de tensiune interioară, a camerei, dar după aia a fiecare conștiință. Fiecare ducea exact, discuția în a ajuns propria călugăr, persoană. Ortodox. Iar eu la seminarul din Iași. Ce evanghelizare ați făcut acolo în camera aceea, nu? Nu știu dacă se poate chema, da, poate cam mare cuvânt evanghelizare, dar vedeți o tensiune dintre asta tinerească frumoasă, care a avut niște consecințe de neimaginat. Nu mai zic toți prietenii când au auzit că mă las de facultate, s-au scandalizat cumva, adică, în sfârșit. Dar am păsat legătura cu toți colegii de liceu, nicio problemă. Problema a fost când am ajuns acasă și am spus părinților, da, că vreau să intru la seminar, tatăl meu a folosit atunci un cuvânt, n-am cum să-l iei niciodată, mi-a spus că nu înțeleg cum să mergi tu la seminar, că acolo, nu, acolo e o școală prea serioasă pentru tine. Mi-a spus că e periculos. Ăsta a fost cuvântul lui. Nu știu ce a înseamnat periculos. Și vreodată pe parcursul anilor de studii i-ați dat dreptate?
Oh, da, dar nu în acel sens. Nu am înțeles niciodată în ce sens. În ce sens a zis-o el? Mama, clar, era bucuroasă, dar tatăl meu inițial a zis că nu, la care eu i-am spus: major, am venit să vă informez că mă duc la seminar, nu să vă cer voie. Ei, după ce am intrat și în sfârșit, vă dați seama, fiecare părinte e fericit când își vede copilul la locul său. Totuși, părinte, întorcându-ne la momentul când ați terminat de citit Biblia, ați aprofundat, v-ați gândit, ce s-a întâmplat? Care a fost schimbarea? Ce, știți că e tot o vorbă în popor, v-au ajuns rugăciunile cuiva? Ce s-a întâmplat că vi s-a schimbat gândul? Sau v-a dat Dumnezeu gândul cel bun? Nu știu, eu am rămas la acel verset din Ioan: eu sunt calea, adevărul și viața, și mi s-a părut totul așa cum spune și Sfântul Paul și Sfântul Toma de Aquino, după ce a avut acea viziune. Sigur, n-am avut nicio viziune, nu mă speriați. Încă. Dar am zis că tot e un gunoi. În momentul în care am dat peste acest verset: eu sunt calea, adevărul și viața. Acesta a fost și versetul pe care vi l-ați ales când ați fost sfințit preot? Că știu că fiecare preot își alege un verset, nu? Nu. Versetul pentru primiție a fost tot din Ioan, dar vis-a-vis de bunul păstor. Deci eu sunt păstorul cel bun, îmi dau viața pentru ele mele, acesta a fost. Dar dincolo de puterea versetelor, după părerea mea, orice cuvânt al lui Iisus ar trebui să aibă în viața noastră exact aceeași greutate. Faptul că noi nu înțelegem așa cum se cuvine Evanghelia e vina noastră, dar orice cuvânt, orice gest, orice acțiune a lui Iisus ar trebui să aibă valoare maximă pentru fiecare dintre noi. Depinde de noi cum ne raportăm la acest cuvânt, cum ascultăm și ce facem. Și în urma discuției cu părintele Bulai și în urma veștii pe care ați răspândit-o celor dragi, ați ajuns la seminar. Da, unde bineînțeles că m-au pus cu cei de clasa 12, aveam deja bacalaureat luat, făcusem un an de fizică, în sfârșit. Dar mă avertizease părintele Bulai. V-a zis ceva așteaptă, da. Și am acceptat ca atare, sigur că m-am plictisit anul acela. Eu eram acolo cumva să mă obișnuiesc cu seminarul, cumva. Și notele erau ca și la liceu, nu mi-am dat recunosc. Nu v-ați dat silința, deloc, nu v-ați străduit. De română. Băi, Fabian, tu ți-ai văzut saci în căruță și ai plecat. Zic, dom'le, dai-mi am bacul, așa, pe eu cu română nu am fost niciodată foarte bun prieten, se știe, se vede asta, cred. Și am terminat, n-au contat notele, evident, bacul fusese dat mai înainte. Am început filozofia. Care filozofie? Mie îmi plăcea, eram în largul meu. Dar nu aveam nicio ispită numai decât să studiez, deși de multe ori părintele prefect de atunci m-a alungat din bibliotecă. Asta se întâmpla numai în sesiune. Cine era prefect atunci? Părintele Chelaru Pavel. M-a alungat din bibliotecă pentru că studiam și în pauză, dar asta numai în sesiune, că nu aveam nicio treabă cu cursurile respective. Știți că e vorba aceea, învață din talent, nu din sredanie. Nu, dar deci citeam, nu pierdeam timpul, citeam altceva, făceam altceva. În sfârșit, până când în anul 2 mi-am făcut eu așa. Anul 3 de seminar, dar anul 2 de filozofie, mi-am impus, așa că pus cum am fost și cum sunt, să-mi pun la probă memoria și capacitatea de a înțelege filozofia. Mă aduc aminte și acum cursulețul, avea vreo 100 de pagini psihologice, nu știu ce fel. În sfârșit, făceam acel curs cu părintele Anton Budău, Dumnezeu să-l odihnească în împărăția sa, pentru că a murit foarte de tânăr. Și era cam puțin, mă plictisisem de curs. L-am citit odată înainte cu vreo săptămână, două de parțial, era un parțial și am luat 5. Era parțial. Ori, eu la filozofie 5, n-am avut, cea mai mică notă a mea asta a fost, dar un parțial, examen mare, n-am avut note chiar așa mici la seminar. Mai ales fiind o materie care vă plăcea, da, care vă pasiona, nu, de fapt. Dar am fost încăpățânat și am vrut să-mi pun la probă memoria care se vede că n-a funcționat. Ceilalți colegi au luat numai, cred că am luat cea mai mică notă, atunci nu mai țin minte, cred. Ei bine, după o zi, două, mă întâlnesc pe scările seminarului cu părintele rector de acum, Alois Bulai, cel care m-a ținut 3 ore în parloar în 92, iarna, care fusese vicerector, acum deja era rector, în 95, cred că suntem deja, da? Și cum e el direct, mi-a zis: băi, dar ce am auzit? Dar ce ai făcut la filozofie? Zic, bine, de ce? Ia, tu ai luat 5 la filozofie. Zic, și nu-i tot un altul. Și atunci s-a arătat dezamăgit și bine a făcut, pentru că, practic, de rușinea lui, și atunci, pe moment, am zis, păi, n-am nicio problemă să iau 10 la cursurile astea, chiar nu. Păi să văd. E, nu vă zic, numai
datorită, din cauza acestei promisiuni, am învățat tot semestrul, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în viața mea, la filozofie. Și, într-adevăr, am luat 10 la examen, dar fiind o notă mică în parțial, mi-aduc bine aminte cum părintele Anton Budo zice, foarte bine, felicitări pentru a 10. Bun, dar cum, nu pot să spun 10. Eu aici am vrut să iau 10, nu mă interesează ce notă, îmi puneți. Și în aceeași vară am plecat la studii 95, deci în Italia. Care este povestea acestor studii? Cum de s-a decis sau cum de ați decis? Bănuiesc că s-a decis, nu? Cum era în timpurile acelea. S-a decis. Să fiți trimis la studii la Roma. S-a decis să fiu, nu știu cum. Încă de vreme, nu? Pentru că știm că acum mai mult preoții termină institutul, poate fac chiar și un pic de pastorație și abia apoi îi trimit la studii. Atunci a după fost altfel. După părerea mea, sigur că eram și mulți ușori aici la ea și probabil voiau să mai scape de noi și pe cine să trimite decât nu unul cu gura mare, evident. Nu știu, sau dacă unul care are capacitatea de a asimila studiile. La un parțial, okay, cum... Nu, a fost o idee bună, pentru că vedeți, avem nevoie de fel de fel de preoți. Vai nouă dacă am fi toți la fel. Corect. Deci dumneavoastră ca și la aici nu sunteți la fel și bine că nu sunteți la fel. Vai dacă ar fi toată lumea ca mine. Și ca oricare. Nu. Da, exact. Și atunci, datorită faptului că eram încă în perioada aceea cu ajutoare, cu tot felul de, știu eu, primiri, mai ales mă refer la congregația de propaganda vine și la colegiul urban, se primeau băieți mulți și greco-catolici și catolici romano și în sfârșit și numai în Italia și în alte țări. Da, într-adevăr, din clasa mea am plecat eu cu un alt coleg, Antonio Eugen, care acum este paroh undeva lângă Veneția în Italia, a rămas în zona respectivă, în țara unde a studiat. Iar într-adevăr, dacă în 95 s-a decis să plec, în 98, după ce am terminat la Ați obținut licența, acolo? Nu, se cheamă ciclu instituțional, care se termină cu bacalaureat în teologie. Licența, din punct de vedere bisericesc, e altceva. Practic, dumneavoastră ați avut odată bacalaureat, ați mai stat pe lângă oameni care se chinuiau să ia bacalaureatul sau să străduiau și acum ați ajuns să vă luați din nou bacalaureatul. În 98. În 98 am terminat la seminariul romano, era practic internatul, casa de formare și în aceeași curte, la San Giovanni in Laterano, cred că ați fost, convins. Da. Este Universitatea din Laterano, acolo am studiat 3 ani, nici acolo n-am fost eu chiar primul, pentru că trebuia să joc fotbal, aveam și alte sarcini în seminar, în sfârșit, lăsăm. Și am terminat totuși cu medie oarecum bună, să spunem. Magna, a terminat laude, în 98 la Lateran și țin minte când am venit și am pus preasfințitului Gherghel că am terminat bacalaureatul și mă gândeam la o licență, așa cum făceau toți de altfel, cum făceam toți. M-a întrebat în 98, da? Ce ai vrea să faci? Și eu eram indecis între filozofie și istorie, dar primul cuvânt care mi-a ieșit pe gură a fost istoria și m-a oprit preasfințitul, a zis, gata, ajunge, fă istorie. Și am făcut istoria în loc de 3 ani, am făcut-o în 2, pentru că îți dădea voie să studiezi mai puțin timp, dar toate cursurile trebuia să le faci. Dar asta după ce ați fost sfințit preot, nu? 99 am fost sfințit, licența am început în 98, în toamna în care am fost sfințit diacon. Și mi-aduc bine aminte atunci, imediat după diaconat, când m-am scris eu la Gregoriana de data aceasta, pentru că acolo e școală interesantă. Studii post-universitară. Nu? Putem să le spunem și așa, în sfârșit. Acolo se cheamă licență. Am avut un formator la seminariul romano care mi-a spus foarte clar, Fabian, dacă te crezi cât de cât stabil în credință, începi să studiezi istoria, dacă nu, mai degrabă, fă altceva. Și asta mie îmi place. Și asta o spun și acum, după atâția ani. Dar a avut dreptate. Și asta le spun și studenților. Nu trebuie să ne scandalizăm de ceea ce s-a întâmplat de-a lungul celor 2000 de ani de creștinism. Trebuie să învățăm din greșelile altora. Pentru că e un proverb japonez care zice clar, nu te chinui să faci toate greșelile, pentru că viața e prea scurtă. Și n-a putut să le faci pe toate. Exact, n-a putut. E bine, deci în 98 am fost sfințit de acolo la Roma, în parohia San Giovanni di Bosco, o parohie imensă, avea 80.000 de oameni atunci, pentru că San Giovanni Laterano, catedrala papei, era în renovare pentru Marele Jubileu. De obicei, în San Giovanni se făcea da. Iar apoi, ca preot, în 99, pe 29 iunie, aici, cu colegii mei, în catedrala asta mare, unde suntem noi acum. Și ați fost și vicar la Moinești? Da, 99, ca să nu cine știe pe unde, preasfințitul Gherghel m-a trimis la Moinești, unde era paroh, cu drag o spun, părintele Valentin Cochior.
Am stat o lună jumate, maxim două, dar vă spun că prima dragoste nu se uită, deci Moinești mi-a rămas la suflet. Chiar dacă e scurtă, nu? O lună jumătate am stat, cred. Nu cred că am stat două. Dar până ziua de astăzi păstrez legătura cu multe familii de acolo, după 20 de ani. Timp scurt, dar de calitate. Mm-hmm. Pentru că din nou v-ați dus la Roma. Exact. De data m-am reîntors pentru... să termin licența, pentru că începusem în 98, 99 am devenit preot. În 2000, în februarie, licența mea era deja gata. Am început să dau de gustul cărții acum, da? Cam târziu, dar în sfârșit. Am avut un moment atunci, în 2000, în februarie, foarte trist, pentru că mi-a murit conducătorul licenței. Părintele român, greco-catolic, istoric de meserie, apoi a intrat în seminar la greco-catolici, Periș Dumitru Lucian, și stăteam cu el în colegiu. În 99-2000, pentru că eram preot, nu am mai stat la seminariul român, am stat în colegiu Leoniano, undeva lângă San Pietro, și eram în colegiu cu el și cu actualul vicar general de Maramureș, care între ei erau cumetri. Într-o noapte, pe la 3, mă sună Augustin, acest vicar general actual. Ne-am văzut chiar așa cu câteva săptămâni. Zice, Fabian, pot să vin până la tine în cameră? La ora 3 noapte, e adevărat, când ne vedeam zilnic aproape, sau stăteam și ore întregi la povești cu el și cu acest profesor al meu. Deci știam foarte bine. Și zic, Gusti, dar ce s-a întâmplat? La 3 noapte mă întâlnești cu vrezi la mine. Vino, dar dacă e ceva serios. Sper că e ceva serios, da. A venit și plângând din ușă mi-a zis, a murit Lucian. Și nu știu, care Lucian? Profesorul tău. Un accident de mașină, venise în țară după sesiunea din februarie și a făcut accident undeva lângă Cluj. Ei, v-a marcat acel moment? Da, pentru că Lucian era un geniu. Din câte am înțeles, chiar puseseră cei mari ochii pe el, făcuse istoria la Cluj. Apoi a fost trimis la Roma după ce a intrat în seminarul greco-catolic și când l-au văzut cei de la Gregoriana, din Facultatea de Istoria Bisericii, cum arată, cum vorbește, ce lucrare a făcut de licență la Cluj, l-au trimis direct la doctorat, într-un an de nu mai știu cât i-a durat să facă doctoratul și l-au oprit la catedră. Era, după părerea mea, un geniu. Din ceea ce povestiți, ați avut bucuria de a cunoaște oameni valoroși, da, de-a lungul vieții, oameni de la care ați învățat foarte multe, da, lucruri, care și-au pus amprenta asupra sfinției voastre, vrând sau nevrând, știți cum e, oamenii, da, lângă, da, care stăm, uh-huh, își lasă o bucățică din ceea ce sunt și asupra noastră. Voi trece mai repede peste următoarele aspecte din viața dumneavoastră, pentru că timpul alocat acestei emisiuni de fiecare dată trece mult prea repede. Nu, trece timpul prea repede, nu e. Dar vreau să vă întreb, știu că ați fost vicar la catedrală, da, aici, da, și ați povestit acel episod când a murit Papa Ioan Paul al II-lea, uh-huh, și ați reușit să adunați într-un timp atât de scurt și la o oră nepotrivită, ar spune miez unii, nu? Noapte. În miez de noapte, da, tinerii la rugăciune. Și iar v-ați dus pentru doctorat la Roma. Din 2005. Din 2005. Da, da. Părinte Fabian, ați stat foarte mult timp în Italia. Ați avut vreodată ispita, îi voi spune, de a rămâne acolo? Nu. Niciodată? V-ați dorit mereu ca, uh-huh, acolo să fie doar zona de studiu și să veniți aici unde dacă, să... Dacă voiam, rămâneam de mult, de la început. Și de ce nu v-ați dorit? De ce nu v-ați dorit? Pentru că mie îmi place aici, unde m-am născut, și să predic, și să vorbesc, și să scriu. Și pentru faptul că dacă cunoști limba cu deamănuntul, știi că fiecare cuvânt are greutatea aparte. Așa, oricât de bine ai știu altă limbă, nu poți să fii. Nu. E adevărat, chiar dacă îi admir pe cei care au rămas, inclusiv pe colegul meu, episcopul Ambăruș Ben, el a venit un an după mine, tot la seminariul român. El a rămas mereu în Italia, la Roma. Dar mie mi s-a propus, nu odată. Și cred. Totdeauna am zis că nu. Și cred că și preasfințitul Gheorghe a fost de acord cu mine. Să vă întoarceți aici. De fapt, acesta a fost și scopul, nu? Da, să mergeți, da, să studiați și să veniți, da, aici, el, să împărtășiți 98, din... atunci când am început eu istoria bisericii, chiar așa mi-a zis. Istorie? Nu m-a lăsat, ziceam, să termin fraza. Fă istorie că avem nevoie. Deci, din 98, suntem cu Durcoviș, da? 97-99 a avut loc faza diecezană la Durcoviș. Episcopul Gheorghe, exact, a avut acest cui, între ghilimele și în sensul pozitiv al cuvântului, da? Cu Durcoviș încă din ziua consacrării sale ca episcop. Avem și acum în arhivă discursul său de la sfârșitul Sfintei Liturghii. A amintit de Durcoviș și de dorința lui și a comunității catolice din Moldova ca Durcoviș
să ajungă fericit. Și eu când i-a zis de istorie, evident că a pus... S-a gândit și la asta. Și bine a făcut, pentru că iată, fost păi, după aceea... Dumneavoastră sunteți din 2017 director coordonator al acestui departament de cercetare istorică. Felicitul Anton Durcovici. Când eram eu simplu secretar, să spunem, în acest departament, se chema... Sau s-ar fi putut chema Anton Durcovici, dar... Fără fericitul. Exact. Ce urmează acum pentru acest departament? Pentru că știm, e această fază în care a fost declarat fericit și studiile, nu, aprofundările continuă. Ce se întâmplă mai exact în această perioadă? Ne orientăm privirea și spre alți martiri. Desigur, continuăm și cu Durcovici, eventual dacă va răsări. Sunt convins că sunt minuni, dar trebuie să ajungem noi să le cunoaștem și să-l propunem pentru a fi canonizat, deci declarat sunt, dar actualmente noi, membrii departamentului, colaborăm foarte bine cu provincia franciscană, care are mai mulți venerabili și noi ne dăm, să spunem, concursul în realizarea referatelor istorice vis-a-vis de acești martiri. Eu cu domnul Dobojdănuț, cu părintele lui Smoraru, mai avem foarte drag colaborator la Chișinău, Petre Căciobanu, vicar acolo, dar are timp de toate, omul ăsta nu știu cum face. Și cam asta vrem. Mai mult, e o idee foarte bună, nu vreau să dau numele celui care a inventat această idee. Am dorit și sper să ne audă toți cei interesați să formăm un grup de martiri. Și franciscani, și diecezani, și femei, și bărbați, și laici, da? Și să implementăm o cauză comună. E o idee îndrăzneață, dar vreau să cred că o să ducem la capăt. Suntem încă tineri. Pentru că studiați cauzele acestor sfinți, acestor martiri, vă întreb, în viața de zi cu zi, Părinte Fabian, ce face omul pentru a fi sfânt în zilele noastre? Pentru că știm că nu mai face exact aceleași lucruri pe care le făceau cei dinainte, care aveau nevoie și de jertfă, de sacrificii, de... Știm bine la câte ostilități au fost supuși. Nu știu ce face omul, știu ce ar trebui să facă. Deci, păi ce ar trebui să facă? Să-și facă datoria acolo unde se află, în familie, la altar, în confesional, la catedră, știu eu, la sala de operație și așa mai departe. Dumnezeu nu cere miracole de la nimeni. Și pentru faptul că numai Dumnezeu poate să facă un miracol. Miracole nu sunt făcute de sfinți, să fie clar. Sfinții mijlocesc miracole de la Dumnezeu, că dacă nu inversăm rolurile. Corect. De unde până unde Sfântul Anton este Dumnezeu? Nu este Dumnezeu. Păi ar cam trebui să înțeleagă și studenții din Iași și de peste tot că nu numai în sesiune trebuie să vii și să stai în genunchi în fața lui Sfântul Anton, că nu El este Dumnezeu. Trebuie să fie o continuitate și mai ales o scară de valori. Dumnezeu și apoi Sfinții. Sigur, prima Fecioară Maria. Așa că, datoria. În acest este sens, cea care ne poate face să fim mici sfinți ai zilelor noastre. Nu vreau să dau numele satului, dar cândva, acum vreo 25 de ani, a fost ales ca primar într-un sat de lângă Roma, nu-i Săboane, nu-i satul meu, un primar, un om sfânt. Sfânt, așa îl priveau oamenii. Da, în sensul că participa la Sfânta Liturghie, se spăgea, se împărtășea în fiecare și toate astea. Bun. Și oamenii, împreună cu parohul locului, s-au decis ei așa, hai să-l alegem pe ăsta primar. Și l-au ales primar. Dar primarul a continuat viața lui de sfințenie toată ziua la biserică. După câteva luni, aceiași oameni au venit la parohie și au spus, dar noi a venit de primar, nu de sfânt. De aceea, respectivul primar, dacă voia să fie un sfânt, trebuia să-și vadă, sigur, și de sufletul său, dar și de primărie. Să-și îndeplinească datoria, de preot, fapt. Nu neapărat că dacă stai toată ziua în camera ta, ești un preot sfânt. Mai ales dacă ești diecezan și ai parohie. Și nu ești la ușă că sună săraca doamnă care are un copil bolnav, să zicem, da? Ca preot, lași breviarul și mergi și acționezi, de fapt. Da. Asta trebuie să facă omul. Pentru că sunteți profesor la institut și e cumva activitatea dumneavoastră principală, îi spun eu, aceea de a educa și de a... de a insufla poate dragostea către istoria bisericii, studenților pe care i-aveți în mână. Îmi place această imagine că un profesor are în mână studenții și de fapt îi modelează. Practic asta se întâmplă. Care este cuvântul dumneavoastră pentru cei care încă nu s-au decis să urmeze această cale și cine știe, poate sunt în faza de negociere cu colegii de camere sau calea preoției sau calea preoției vorbim. Complicat să dau un răspuns, pentru că deși cunosc foarte bine pe toți și pentru faptul că sunt puțini, datoria primordială a mea este nu neapărat să învăț istorie, nu, să-i fac să se întregostească de adevăr.
După mine, asta este datoria fiecărui profesor. Și ce bine spuneți cu modelarea, cu educarea. Mi-ați adus aminte de Petre Țuțea, care a spus un cuvânt fantastic. Zice, toată viața mea am dorit să fiu profesor, pentru că cine este profesor? Este acel om, acel tâmplar, care găsește un ciot într-o mlaștină, îl ia, îl curăță, îl modelează și face o mobilă pentru castele luxoase. Cam asta am trebuit să fac un profesor, nu neapărat să ajungă la preoții. Nu, avem atâția băieți care se retrag, nu nicio problemă. Și nu e nimic grav în asta. Dar să-l faci pe om să gândească, așa cum zic eu, cu mintea din cap și cu capul pe umeri, bineînțeles, că atunci când spune un cuvânt, să aibă greutate. Spuneam mai înainte că de-aia m-am întors în țară. Că așa, două, trei limbi, poți să le înțelegi, poți să le vorbești, dar nu scapă. Pornesc de acolo, exact. Din... Deci asta e datoria mea primordială, nu să-i fac să ajungă preoți și nici istorici, ci să-i fac să se îndrăgostească de Dumnezeu. Restul nu mai contează. Privind în urmă, părinte, sau nu în urmă, privind în jurul dumneavoastră, sunt persoane care vor prelua ceea ce faceți dumneavoastră și această dragoste de a studia, de a aprofunda istoria bisericii va fi cumva dusă mai departe? Sunt puțini, dar sunt. Și eu i-am dibuit încă de când, acum sunt preoți, de când erau ei anul întâi și le-am dat mai mult de muncă, să spun așa. Am văzut că sunt întrăgostiți, ba chiar au făcut și studii și la alte școli, nu numai în seminar de istorie și în special de istorie bisericească, și sunt convins că atâta timp cât va fi dieceza de Iași, va exista și istoria locală. Părinte, vă mulțumim pentru că scrieți istorie zi de zi prin ceea ce faceți, că vom fi și noi cândva istorie, și istoria e făcută și din bune și din rele, dar știu foarte bine că vă propuneți doar lucruri bune cu studenții și cu tot ceea ce realizați. Fără doar și poate, fără istorie nu avem nici prezent și nu o să avem nici viitor. De aceea e importantă istoria. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă doresc mult succes. Și eu pentru invitație. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept săptămâna viitoare la o nouă întâlnire la Interviul Săptămânii. Interviul Săptămânii la RCIS FM.